rugăciune, tot așa au venit și veneau multe, multe lovituri și dintr-o parte și alta și încerca să încurce firul de legătură. Și am zis, Doamne, de ce? Pentru că Dumnezeu când vrea la un suflet să-i vorbească și vrea să-l ridice Dumnezeu, vrea să-l întărească, vrea să-l îmbărbăteze, diavolul împotrivă. Și știa diavolul că o îngăduit să vii de la sute de kilometri și ai venit de acolo până aici. O zis, Domnul, așa, o zis că tu cauți în stânga și în dreapta și mergi și alergi. Nu știu unde mergi, unde te duci, să cauți, să-L cauți pe Dumnezeu. Dar zis, Dumnezeu zis că eu nu sunt departe de tine. Eu zis că eu sunt lângă tine. Și a zis, Domnul așa, a zis că cercetează cuvântul meu. N-a alergat în stânga și în dreapta. Pentru că dacă vei cerceta cuvântul lui Dumnezeu, acolo Dumnezeu îți va descoperi care este scopul tău pe pământul acesta. O zis, Domnul, că te-ai născut din apă. Am zis că trebuie să ai și nașterea din Duh. Nașterea asta din Duh trebuie să o aibă oricine, trebuie să aibă parte cu Dumnezeu. Nu se poate să ai nașterea din apă și să n-ai nașterea din Duh. Astea două lucruri nu merg unul fără altul. Și a zis Domnul așa, a zis Domnul că vrea să-ți dea Duhul Sfânt. Păi înțelegi, să spun ca să înțelegi. Pentru că alergi și dorești lucrul acesta. Dar a zis Domnul așa, a zis că prima dată puneți viața în rânduială cu El. Hotărăște-te și viața ta să fie hotărâtă pentru Dumnezeu. Pentru că, zice Domnul așa, o zis că sunt multe, multe legături. Nu știu, încă mai ai legături. Deci te-ai născut din apă, dar încă de acolo au rămas multe legături, multe gânduri, multe idei îți vin. O zis Domnul că Domnul vrea să te curățească. O zis Domnul așa, o zis că nu poate Domnul să pună Duhul Sfânt într-un vas murdar. Dar o zis Domnul așa că dacă te vei întoarce la El din toată inima ta și vei veni primem așa tainic din partea lui Dumnezeu, o zis că dacă vei veni cu zile de post, cu rugăciune și aici în dreptul rugăciunii, tu ziceai de multe ori că nu te știi ruga așa cum se roagă mulți. Nu știu. Deci Duhul Dumnezeu așa a zis. O zis, tu zici că nu te știi ruga. O zis Dumnezeu că nu trebuie cuvinte sofisticate, cuvinte, nu știu ce, cuvinte mari. O zis Domnul așa, o zis că tu deschide-ți gura. O zis că eu sunt cel care îți voi umplea gura. Dar tu deschide-ți-o și vorbește. Cu cuvintele care știi să te rogi. Pentru că Dumnezeu la cuvintele le adaugă alte cuvinte. Și la un moment dat, o zis Domnul așa, că o zis că te vei mira, că cum de știi să te rogi așa. O zis că nu tu cu mintea ta, ci Dumnezeu vrea să facă lucrarea aceasta. De aceea o zis Dumnezeu, o zis că sfințește-ți viața. Pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni sfinți. Sfințește-ți viața pentru că te iubește Dumnezeu și vrei să ai parte de zile fericite. O zis că mult nu mai este. Și vine Domnul. Vine Domnul. Și tu cauți. Vedem așa, nu știu, deci veneau duhuri din partea celui rău, dar vedem așa inima ta. Inima ta o vedem sinceră. Și Dumnezeu o zis că chiar dacă tu ai scăpări, ai căderi, ai greșelile înaintea lui Dumnezeu
Și după ce ai păcătuit și ai greșit înaintea lui Dumnezeu, îți pare rău. Și Dumnezeu vede sinceritate în inima ta. Pentru că dacă nu vede Dumnezeu sinceritate în inima ta, astăzi nu te aflai aici ca să-ți vorbească Dumnezeu. Pentru că multe piedici, până să ajungi aici, o zis Domnul că multe piedici au pus cel rău. Și o zis că multe bariere ca tu să n-ajungi aici, ca Dumnezeu să-ți vorbească. Dar în această seară, bucură-te, pentru că Dumnezeu ți-a vorbit că-ți vrea viața. Și vrei să ai parte cu El, acolo la masa Lui. Dar eu zic că puneți viața în rânduială și sfințește-ți viața. Și Dumnezeu, dacă tu vei face lucrul acesta, o zic Dumnezeu că e gata. Nu că-ți va da, o zic Domnul că e gata să-ți dea Duhul Sfânt. Dar prima dată o zic că trebuie să-ți pui viața în rânduială și să te sfințești. Dumnezeu să te binecuvânteze.